Andrei a primit o scrisoare de la susținătorii care afecta starea psihică, dar mai ales îl punea pe gânduri. Așa că voia să le împărtășească și băieților cele simțite de impulsul acelei scrisori. Și susținătorii îmi dau dreptate, mă. Ce crezi, mă? Au venit niște poze și am zis să-i dau și ei să-și aleagă de acolo. Și mi-a zis susținătorii să nu le mai dau, că le rupe. Auzi, mă? Nu cred. Ai nebunii la cap. Cum deci dacă, faci, dacă a făcut treaba asta... Bă, frate, tu știi. Putea să zică că nu le vrea, dar nu să le să le rupă. Și și-a luat și o grămadă. Păi îți tu întrebi. Păi chiar o să întreb. Dar crezi că îmi zice? Nu știu. La cât minte? Păi nu, ce? Dar gata și mie poze. Da? Nu? Ce? Cum? Ce cum mă să zice alte poze? Nici nu prea vorbim. Iartă și-mi pozele. Aia mă, lasă-mă, ce o să-mi zic? Vreau și eu toate pozele înapoi. Îmi ziceau susținătorii că sunt dezamăgiți cumva, că nu m-a ținut de promisiune, gen, știi, că așa. Ce de promisiune? N-ai văzut ce nici un pahar la nunta ta, bă, lasă. Bă, nu trebuie să fac asta, mă, că n-avea de ce să agațe, ca s-au spus și ei. N-avea de ce să agațe, dacă... Că să ia ceva, eu nu beam. Dacă în caz că vrea să agațe. Da. Inventai ceva. Dar ia să bea, tu n-ai voie. Bă, sunt cu sufletul un păcat că am recunoscut, nu mă simt cu nimic aici, mă. Mamă, dar sunt cu niște poze a luat. Da, mine. Păi seara din gara rupt toate pozele pe aici. Uite, da. Băi, ce om, bă, n-am văzut, băi, frate. Bă. Dar de ce mă să le ia, mă? Dă-mi-le, mă, frate. Le tăiești tu, măcar rămâneai cu tine. Și te-ai pe ea. N-am văzut, bă, ce răutate, bă, de om. Acum, nu, dar mă duc să o întreb și ce zic, să văd cât duce minciuna am ei, mă. Bă, zic eu că le-a rupt. Vorba lor, bă, trebuia să o închei de mult, bă, cu ea. De când mi-a spus, bă, de prima dată, bă, trebuia să-i ascult. Eu nu mă lasă, că eu nu sunt influențabil. Lasă-mă, că nici acum nu-i târziu. După capul meu, ha? Nici acum nu-i târziu, ce să mai... Păi da, bro, dar uite-te unde am ajuns. Unde da, mă, dacă te-ai fi luat așa aici, ia uite-mă, poate era bine dacă mergeam înainte, știi? Aia am zis, ce zic? Ha, mă, nu mă ia după, mă acum mai știu o treabă, ți-e mai ușor. Știi, sigur cum că nu... Cum să rupă pozele? Și asta cu planul, eu sunt 100% că s-a întâmplat, cum zici tu, că nu venea aștept mai pe pat, doar zici, nici măcar n-am fost aici, am văzut la televizor. Fă-l pe pașa de-astea. Da, eu acum că cine făcea plan? Stai să n-am fost aici, ne-am bun la cap. Și mi-am dat seama. Da, mă, să dăm cărțile pe față tot și gata. Ai avea curaj? Normal. Mamă, dar chiar dacă l-aș spune și pe asta în lev. Hai mă să ne jucăm, să ne jurăm cu icoana, mă. M-a oprit pe mine odată la capricii, că i-am spus lui Inga. Bă, mă, joc cu icoana, mă, că te iubesc. Sentimentele mele care ți le-am spus sunt adevărate. Deci până aici am ajuns. Și mi-a zis doamna Gabriela, nu mă, oprește cu de-astea. Dar nu se bagă pe de-astea, de-aia nu face niciun ceva religios aici. Cum? De-aia nu se face nici ceva religios aici, cred. Pe Biblie. Că unii s-au măritat pentru banul, mi-e zice. La scurt timp, Andrei mergea cu lacrimi în ochi să-și spună oful pe antena Play. Vă mulțumesc mult pentru florile care mi le-ați trimis, pentru un mesaj. Și mi-a confirmat Paul că, într-adevăr, pe pozele. Chiar o să întreb mâine, să văd până unde poate să ducă minciunea ei. Mulțumesc mult de tot pentru susține și vă iubesc. Dar Inga avea propriul ei plan legat de fotografiile primite de la susținători. Mă duc să-mi cer pozele unde sunt singura. Am nevoie de ele. El oricum n-are nevoie, o să le arunce, deci chiar mi-e milă. Poți să-mi dai pozele care cu mine sunt singură, că n-ar vrea să le arunci. Da, poți să te întreb și eu ceva? Da, poți să mă întreb. Ce-ai făcut cu pozele care ți-am dat acum două zile? Care? La mine în album? Sunt la mine în album? De ce?
pentru că am auzit ceva și... Că s-a rupt poze? S-a rupt poza mea care nu mi-a plăcut, că cum am ieșit. Nu au fost pozele cu noi. Îți mișto rău pozele. De ce e rău poz? Nu-mi place. Și eu am câteva cu mine și trebuie să le rup. Ia uite și mutra mea pe aici. Ce poze vrei? Poze mele eu? Tot oricum o să le arunci așa că... Nu le arunc. Ai auzit greșit atunci. Să fie aruncate pozele și mai bine să le păstrezi eu. Nu le aruncă. Te-am zis niciodată, nu crede ce aici auzi la tele. Sau ce îți trimiți scrisori. Cum? Când îți trimiți scrisori. Ce anume? Păi îți trimiți scrisori cu faptul că eu am aruncat poza. Dar a fost poza mea care mi-a plăcut mai înșel. Trebuia să te uită. Ok. Mulțumesc. Bă, mă joc cu icoana, mână, că te iubesc. Sentimentele mele care ți-au spus sunt adevărate. Îți iubesc? De iubit? În felul tău, nu știu. Da, în felul meu, da. În felul meu, îl iubesc. Te-ai lămurit, Andrei? Da. De ce ai plâns? Mă consum. De ce anume îți pare rău? E ok să eliberezi și emoția asta, să știi. Te ajută. Îmi pare rău că nu i-am ascultat pe mine încă de la început, când m-au spus ce mi-au spus, ce am făcut de capul meu. De-aia așa sunt mereu. Până mă dau capul de pereți, nu revin. Pe de altă parte, nu se era povestea voastră. Exact. Sigur că oricine este liber aici să scrie orice, dar într-o situație similară, să presupunem că v-ați fi cunoscut afară, nu ți-ar mai fi scris nimeni și erați doar clar. Voi doi. Clar. Adică despărțirea voastră are legătură cu ce s-a întâmplat între voi doi, ce ați făcut voi doi. Nu ar fi bine să implicăm și pe cei de afară, nu? După cum s-a dovedit, iarăși cei de afară au spus minciuni, faptul că eu am rupt pozele noastre, nu a fost adevărat, am rupt doar poza mea, restul sunt la mine în album. Deci încă o dată poate să se convingă că cei de afară niciodată nu o să-ți spună adevărul. Și eram sigură că o să fie influențat. Oamenii sunt subiectivi. Și tu ești subiectivă și el e subiectiv. Oamenii da, spun ceea ce ei cred. Ți-au spus concret că Inga a rupt... Mi-a zis că să nu mai dau din pozele care mi le trimit ei, că le rupe. Probabil că au văzut acea scenă și au văzut că ai rupt o poză. Ai rupt o poză, nu știau ce poză. S-au gândit că ar fi o poză cu tine și cu Andrei. Asta ca să vezi că, de fapt, nici ei n-au mințit. Nici tu n-ai mințit, nici el n-a mințit, cel puțin în situația asta. Dar de ce ai vrea tu să mai păstrezi poze cu o poveste care s-a încheiat și care, uite, că vă face pe amândoi să suferiți? Că asta nu înțeleg. Adică ce o să faci cu albumul ăla, de exemplu? Sunt amintit. Și te mai uiți așa din când în când, dar nu o să răscolească în tine treaba asta? Nu știu. Tu ce o să faci, Inga, cu pozele voastre? Cu siguranță am să le păstrez. Nu știu. Sunt oameni care păstrează fotografii cu foști, alții nu. Adică, gândiți-vă că fiecare dintre voi o să ajungeți la un moment dat să faceți o relație. O să vă întreb oamenii aia, dar de ce ai păstrat? Nu știu. În afară de internetul plin, că pe lângă alte amintiri comune cuplurilor în general, voi toți aveți și aceste amintiri care țin de internet, YouTube, toate platformele astea.
Să vă gândiți și la asta până la urmă. Poate faceți schimb de poze până la capăt. O să vorbim după pauză tot despre Inga și Andrei, pentru că după pauză Andrei face un soi de reconstituire a ceea ce s-a întâmplat în acea noapte la Chișinău. Poate și într-o, a nu știu câtă încercare de a înțelege ce s-a întâmplat. Și mai avem ceva, mai avem o discuție a lui Andrei cu mama de azi dimineață. Mama a cerut insistent să îi vorbească.